Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal. De data asta o să vorbim despre uzina de autobuze București Rocar în ultimii ani, care a fost dărmirea și cu ce se ocupa și cu toate ce au reușit, ce n-au reușit, când s-au oprit, când s-au înființat. Deci, haideți să începem. Societatea a fost fondată în 1951 și, prin urmare, în 2004 a fost închisă. Rocar București, denumită din 1993 ca succesoarea întreprinderei Uzina Autobuzul București, a fost o companie care făcea autobuze și troleibuze comerciale ușor deținute de statul român. După 1990, Uzina Autobuzul București a transformat numele în Rocar S.A. Între anii 1950 și 1990, Rocar producea autobuze și toate rocaruri, tot autobuze, trolebuze articulate. Mai făcea și TV-uri, celebrele TV-ul 12, TV-ul 14, TV-ul 15, TV-ul 14, TV-ul 35, TV-ul 41, fiind exportate în blocul socialist: Cehoslovacia, Republica Democrată Germană, Ungaria, Polonia, America de Sud, cât și chiar în vest. În anii 70 este preluată de o licență Rabaman pentru fabricarea de autobuze și autocare, iar la sfârșitul anilor 70 și continuând în anii 80 producea autovehicule articulate, autobuze și troleibuze. Diverse autocare, microbuze, midibuze, dar au existat foarte multe prototipuri. Deci, vă dați seama, avem acum două exemple, DAC 117 și 217, erau articulate, erau niște troleibuze articulate. Ca să vă dați seama, declinul avem și aici un declin, că de ce nu? După anii 90, e și normal. În anii 2000, nu au fost cei mai fericiți pentru uzina Rocar S.A., deoarece în această perioadă compania și-a pierdut aproape toți clienții pe care îi avea înainte, în special societățile de transport în comun, întrucât aceasta se orientau către vehicule second hand din afară sau către alte vehicule noi, întrucât piața a devenit liberă. Aceasta s-a întâmplat în special datorită faptului că uzina Rocar fabrica produse învechite, slab calitative și foarte scumpe, în plus nici capacitatea de producție nu era suficientă. Privatizarea defectuoasă, managementul defectuos, în plus impulsul masiv de autobuze și vehicule comerciale second hand, dar și noi, mult mai moderne, a dus la o scădere a popularității Rocar. Un exemplu clar este RATB-ul, care în 1994 a achiziționat autobuze noi marca DAF, SB220 Hispanov și Castrosua, se zice, la același preț cu care ar fi achiziționat Rocar 312. În anul 1994 începe fabricarea unui nou autobuz și anume Rocar de Simon. Apoi, în anul 1995, Rocar a câștigat o licitație cu RATB și Primăria București pentru livrarea a peste 300 de autobuze. Totodată s-au modernizat tehnologii. Troleibuzele însă nu s-au mai achiziționat de la Rocar decât într-un număr mic. La capitolul troleibuze, RATB a achiziționat după 1995 numai 14 troleibuze Rocar, 2 bucăți 312E, 9 bucăți 512
800E, două bucăți 412E și o bucată 812E, fiind restul fiind achiziționate de la Astrabus Arad, modelele Iracus 415T. Probabil datorită unor prețuri mai mici ale Astrabus față de Rockar și a unei capacități de producție mai mari, totuși acest contract cu RATB s-a dovedit insuficient pentru Rockar, întrucât în afară de RATB și încă câteva societăți de transport din țară, atât transport în comun public cât și diversi particulari, aproape nimeni nu mai era interesat de producția Rockar. O altă lovitură pentru Rockar, în afară de concurența autobuzelor și trolebuzelor second-hand importate masiv după 1990, a reprezentat apariția a doi concurenți din România, Astrabus, divizie A, Irisbus și Grivbus, București, Ilfov, ambii fabricând sau asamblând autobuze și trolebuze cu unele componente fabricate chiar în România, cu capacitate de producție mai mare și la o cantitate mai bună, în condițiile unor prețuri mai mici raportate la calitate. Deși Rockar de Simon era un autobuz relativ actual tehnologic, cu tehnologii moderne, aceasta nu s-a bucurat de prea mult succes, fiind achiziționată preponderent de RATB și în număr redus de alte societăți de transport din țară, precum și de către câțiva particulare. În anul 1998, da, scuzați-mă, nu mai pot prea mult. În anul 1998, Rockar fabrica primele sale autobuze cu podea joasă în colaborare cu Bus Auto Autodromo seria 812, dar numai două exemplare s-au construit, probabil datorită costului prea mare de fabricație și a cererii mici. Aceste vehicule au intrat în posesia RATB. Anii 90 au fost pentru Rockar anii decăderii, întrucât mulți angajați au plecat sau s-au pensionat în lipsă de investiție sau retehnologizare, sau fabricau produse cu tehnologii mai vechi și capacitate redusă la prețuri mari, în lipsa exporturilor și de comenzi, suferind enorm. Clipul 2. Vorbim mai departe despre Rockar. Eu acum vă zic că mă mai încurcăm uneori. Nu puteam să pot vorbi mereu, dar asta a fost destul de scurt, să zicem. Eu vă mulțumesc că v-ați uitat. Urmează clipurile următoare și despre rulmentul și despre aroc în porumb mușcel. Deci, următorul clip eu zic o să fie aroc în porumb mușcel.